Suntem alături de invitații mei de la această oră, Andrei Vochin, bună seara. Salut. Cristi Costache, bună seara. Bună seara, mulțumesc de prezență. Ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce să păstrăm bun din ce am văzut în Andorra, dacă e ceva de păstrat bun, ce trebuie să dăm la o parte, Andrei. Ești un tip așa analitic care știu că bun, extrage cel mai multe bun lucruri lucru, și într-o parte și cel în alta. Mai bun lucru cred că este rezultatul. Am câștigat acolo unde era musai să câștigi. Ai luat punctele, orice alt rezultat însemna din punctul meu de vedere eliminarea sau necalificarea la turneul final înainte să încep practic competiția. Deci din punctul ăsta de vedere victoria a fost ok. Venim victoria, starea de spirit s-a îmbunătățit pentru că echipa națională de senior a României este o echipă care, nemai având calificări din 2016, și-a pierdut încrederea. Jucătorii care au venit la echipa națională au intraseră până acum tot așa într-o atmosferă de asta mai degrabă de neîncredere. Grupul care s-a format acum la echipa națională conține foarte mulți jucători din generațiile care s-au calificat fie la 2016 la senior, fie la 2019 europeanul de tineret, fie la olimpiadă, fie la europeanul din 2021. Deci, practic, acești jucători au acumulat o experiență la nivel de turnee finale. Au ajuns și la o vârstă la care ar trebui să arate marea performanță. Deci, practic, de acum, în următorii 2-3 ani, acești jucători ar trebui să-și atingă maximum. Chiar mă uitam pe media de vârstă a lotului, a fost de 25,3 ani. Deci, în 2 ani ar fi undeva la 27 de ani. Lotului, nu a lotului, celor care au jucat. A lotului, okay. Da. Media lotului. Deci, astea mi s-au părut a fi părți bune. Ce mi-a plăcut mie, în mod special, a fost atitudinea pe care au arătat-o din momentul plecării la Otopeni, de la Otopeni până la întoarcere. În ce sens? Exista pericolul foarte mare, ca știm că joci cu o țară ca Andorra, care nu înseamnă absolut nimic în fotbal, să intervină un soi de relaxare. Cei care au avut această relaxare în fața echipelor mici s-au trezit cu mari surprize. Mă uitam iar pe rezultatele și am văzut din preliminariile astea și am văzut că Danemarca a pierdut în Kazahstan. Ăla a fost un meci uluitor. Realmente uluitor. Și Danemarca, 2-0 pentru Danemarca. Pentru cine a văzut, a avut 2-0 minutul 70. Era 2-0 pentru Danemarca. Da. Cred că acolo a mai contat și deplasarea foarte lungă, pentru că din Danemarca în Kazahstan... Trebuie să tot continentul. Cred că, adică era mai simplu să ajungi din Danemarca la New York decât în partea asta. Din punctul ăsta de vedere și Naționala României a avut dificultăți, pentru că deplasarea în Andorra nu e foarte ușoară. Adică n-ai unde să aterizezi, mai aproape de 2 ore și jumătate de mers cu autocarul până în Andorra. Drumul până în Andorra e dificil, adică nu există autostradă, e un drum de 2 ore și jumătate. Ți-a părut o echipă profesionistă din momentul în care a plecat până când s-a terminat meciul, da, cam asta. Da, asta mi-a plăcut mie cel mai mult. Faptul, mă așteptam, îmi spun sincer, să fie unii care zic, hai, jucăm cu Andorra. Păi ăștia-i batem și într-un picior. Mai ales că, știi cum e, pleci din țară toți, suporteri, microbiști, poate și unii dintre analiști au acest discurs. Și e fire să-l aibă, până la urmă. Joci cu Andorra, cu lei ca nimeni, da? Da? Doar că, pentru un sportiv profesionist, dacă el își bagă în cap chestia asta, ar însemna ulterioară suferință. Pentru că mă uitam la precedentul meci de acasă al celor din Andorra cu Austria, un meci amical. Probabil că fiind și amical, austriecii fiind o echipă cu niște rezultate mai bune decât ale noastre în ultima perioadă de timp, s-or fi dus acolo cum s-or fi dus. S-au putut să-i bată abia minutul 86 cu 1-0. Și m-am uitat pe parametrii meciului și am comparat cu ai noștri și, într-adevăr, nici cu ei Andorra n-a avut nicio ocazie, cum n-a avut nici cu noi ocazie. Deci, practic, meciurile au semănat. Noi am avut însă șansa, inspirația și
poate determinarea superioară în prima repriză, că asta mi s-a părut și mie, la echipa noastră față de Austria, și am putut să marcăm din prima repriză, ca să ne facem meciul mai ușor. Mm-hmm. Cristi. Da, ce să zic, arsenalul de epitete, adjective, fiind aproape consumat după acest prim episod, mai degrabă ar trebui să ne întrebăm și, hai să zicem, acceptăm că deznodământul, nu neapărat rezultatul, aș spune eu, deznodământul ne-a fost favorabil, deci cele trei puncte, că în mod normal puteam și trebuia să mai marcăm exact ceea ce vorbeam și noi înainte, e posibil ca la un moment dat să conteze chiar și golaverajul ăsta. E un criteriu la un moment dat. Exact. Și golaverajul. Nu e primul criteriu. Și ne-ar fi stat la îndemână, zic eu, o ispravă ceva mai de povestit decât acest subțire 2-0. Dar e bine că a apărut și el. Din păcate, trebuie să admitem că impresia una peste alta n-a fost extraordinară. Mai degrabă, unii chiar s-au dezlănțuit. Eu accept și tind să-i dau dreptate lui Andrei faptul că împotriva unei echipe ca Andorra e greu totuși să te capacitezi. Probabil că exact în aceeași formulă, dacă am fi jucat, nu știu, cu Franța, cu Germania, probabil că am fi avut și altă abordare și altă determinare. Nu știu, acum sunt ipoteze. Dar plecând de la premiza că n-am impresionat, asta trebuie să fim de acord, stai și te gândești, deși e cam devreme pentru concluzii, în ce moment ne aflăm noi cu echipa națională. Mulți pomenesc despre reconstrucție. Mie mi se pare o prostie, dar stai să te uiți, în mandatul lui Edi, incluzând și meciul ăsta, au apărut vreo 15 nume noi. Anul trecut, cu Liga Națiunilor și începutul ăsta. Pe de altă parte, mulți împărtășesc ideea, domne, ce reconstrucție, cine-i mai în formă și cine joacă, trebuie să fie prezent acolo. Bun, pe Yannis Hagi, într-o altă postură, accidentat, nu l-ai luat. E de acceptat. Dar nici Stanciu nu juca de vreo 3-4 luni. Era diferență că... Da, erau cazuri diferite. El venea după accidentare. Da. Noi l-am desemnat pe Stanciu, cel mai bun fotbalist al anului. Ne văzând nimic. Deci, ideea e că nu prea știi în ce moment. Bun, să acceptăm că îi batem și pe Belarus, nu? Ăsta e cursul firesc al narativului, că ai văzut că e la mare, dacă la mare preț să termenul. Andrei, să nu compromitem șansele înainte să începem cu adevărat, evident că să luăm cele trei puncte mâine. Deci astea șase puncte erau obligatorii. De fapt, calculele de această grupă sunt simple, teoretic așa. Relativ simple, dai la o parte meciurile cu Belarus și Andorra pentru toate cele trei echipe, teoretic. Dai la o parte după ce le câștigi. Andrei, de la început, să zicem, așa, admitem că le câștigă, să zicem. Teoretic, deși le aici... Le dai șpalea cu Elveția. Aici e de discutat, dar să zicem, aici rămâne un turneu în 3. Exact. În care s-a jucat un meci. Israel-Kosovo, care s-a terminat 1-1. Concluziile nu ne-ar fi favorabile. Eu am mai butonat și pe la Israel cu Kosovo. M-am uitat. Kosovo. 90% din meci m-am uitat. Putem să tragem ce concluzii vrem. Da, să le tragem în partea noastră, găsim argumente. Să le tragem împotrivă, găsim argumente. Nu mi s-a părut din... În niciun moment să fie sunt două echipe inabordabile total. Speria, da, corect. Da, ceea ce mă și așteptam. Le poți agăța, da. Le poți, dar trebuie să ai și... Ai văzut meciul, Andrei? Nu. Nu, n-ai văzut. Am văzut numai... Am urmărit desfășurarea lui pe live. Că și asta, vezi, e interesant. Apropo de chestiunea asta, cel mai bun argument că nu sunt două echipe, că aici în platou, de exemplu, doi oameni care se pricep la fotbal, Panduru și Meme, au avut păreri complet diferite față de cine a fost mai bun în meciul ăla. Deci Pandu a zis, mi se pare mai bun. Kosovarii, mi-a zis mi s-a părut Kosovo foarte slabă. Asta ca să-ți dai seama, totuși, că n-a fost o idee clară în acel meci, să zici, da, Kosovo a jucat. Kosovo a avut minutul 90 și un pic, a avut o băiatul ăla pe 6 metri, dacă se apleca un pic mai mult pe ea, ocazia aia, da. Plecau cu 3 puncte acolo, se juca altfel grupa. Bine, e chiar prea devreme să facem calcule. Noi de regulă normal, facem calcule. Da, am și spus că nu poți. Dar eu ți-am zis, dincolo, faptul că așa e prematur și te hazardezi să tragi un soi de concluzie. Eu stau să mă întreb în ce punct suntem noi cu echipa națională, adică... Păi într-un punct foarte jos, unde să fim? Foarte jos, noi încercăm să ajungem sau, și să accesăm ceva sau la să, un moment dat. Să fiu mai explicit, încerc să întrezăresc cam ce am dorit noi acum de la echipa națională. E vorba despre reconstrucție?
Sunt mulți care sunt unici și mulți care cine reconstruie. Dacă nu mă înșel chiar și cine? Beleni sau greșesc? Dacă a vorbit de reconstrucție. Cine vorbește de reconstrucție? Sunt unii antrenori tehnicieni, nu Spania câștigă meciul cu Norvegia 3-0 cu un nou antrenor care l-a chemat pe José. Da, José. Și a debutat la 32, da. 32, dacă nu 33. Și reconstrucție, da. Și Spania cred că găsea totuși jucători mai tineri. Dar omul l-a văzut pe atunci, admit, Dan, admit și dau dreptate lui Andrei. Cine vorbește de reconstrucție? Atunci nu înseamnă că avem deja o națională închegată. Nu. Avem o națională de la care cred că avem pretenția să mergem la Euro din această grupă. Că dacă jucam într-o altă grupă care era abordabilă, ne gândeam. Spre deosebire de tine, eu aș fi avut acum pretenția ca măcar un 3-4, un grup de 3-4, o așa zisă osatură, să o avem deja, să o știm pe din afară. Noi nu avem acum. Sunt câțiva jucători care sunt de bază. Sunt că îi zici, dar uite, că apar pe un post, pormă îi folosim invers. Cristi, dacă era altfel, eram o națională care mergea la fiecare final, care avea rezultate. De regulă, așa se întâmplă cu naționalele astea care șovăie și încearcă să caute ceva. Chestii minime. Sunt 3-4 în jurul cărora trebuie să așez restul. Să închidem tot fotbalul? Nu știu, zic și eu. Ne mai păstrăm o speranță. Deci dacă nu suntem pe reconstrucție... Nu, aia nu suntem. Sau cine gândește așa, greșește. Apropo de ce spuneai tu mai devreme, Andrei, că ți-a apărut din momentul plecării până când s-a terminat meciul și, mă rog, la întoarcere cu o echipă profesionistă. S-a întâmplat, nu știu dacă să-i spun incident, un gest pe care l-are Răzvan Marin în momentul în care este schimbat. Avem 2-0, adversarul rămâne în 10, ca să spun contextul să înțeleagă, pentru că inclusiv pe transmisiunea meciului nu s-a văzut acel gest. La 2-0, Edi Ordinescu face primele două schimbări la jumătatea reprizei secunde, îi scoate pe Răzvan Marin și pe Olaru și întoarce pe Marius Marin și pe greu explicabilă, Băluț. Totuși. Dincolo de alegerile selecționerului. Nu-i pică bine schimbarea lui Răzvan Marin, care pe transmisiunea meciului se vede când iese că gesticulează, iar când ajunge pe bancă, are aceste gesturi. Imaginea aia, sau mă rog, fotografia aia parținerului Cristi Preda de la Gazeta Sporturilor. O să vedem explicațiile și ale jucătorului și ale antrenorului. Vă întreb prima dată pe voi. Vi se pare în regulă gestul lui Răzvan Marin? Sau e nepotrivit? Sau e desancționat? Sau e de trecut cu vederea? Andrei? Eu cred că au explicat amândoi astăzi la conferința de presă ceea ce s-a întâmplat acolo și din explicația fiecăruia trebuie să extragem care sunt limitele fiecăruia. Cred că Edi Ordănescu a arătat de când la echipa națională și în special în ultima perioadă de timp că este hotărât să nu tolereze ceea ce lui se pare de netolerat. Faptul că explicațiile pe care le-am văzut astăzi și care mi se par logice nu l-au deranjat și nu va lua nicio măsură, asta înseamnă că nu îi se pare că este ceva de netolerat într-o chestiune de genul ăsta. Eu, sincer să fiu, pot să înțeleg că Răzvan Marin a fost supărat că a fost scos. De ce? Pentru că, nu știu, și noi când eram la Miuță, dacă te scos, că a fost scos în minutul 60. Da, 60, nu la jumătatea reprizei. 60? Da, după vreun 60, sfert de oră din a doua repriză. Cam așa. După cam așa ce au rămas în 10. Și știi cum e, când simți și adversarul că e mai slab, când te ajută și scorul, parcă mai vrea să stai să... Dacă era mingea ta, nu te mai schimba nimeni. Da, nu e. Pe de altă parte, probabil că și Răzvan, dacă ar fi avut, eu știu, vârsta cu experiență a selecționerului sau mai mult, sau când va deveni antrenor, va înțelege de ce a luat antrenorul, selecționerul, decizia aia. Adică, ok, te poate înțelege că îți place să stai pe teren, să ajuți echipa, să te bucuri de 2-0 la care ai contribuit din plin, inclusiv cu o pasă de gol, un assist. Pentru Alibec, da. Pentru Alibec, da. Dar în același timp el trebuie să gândească pentru tot grupul. Și în primul rând trebuie să gândească și pentru tine. Ai cartonaș galben, te expui, cine știe ce se întâmplă, mai ales cu o echipă care n-avea altă, eu știu, armă decât să enerveze și să provoace. Asta au făcut tot meciul. Să lovească chiar. Să lovească chiar și așa mai departe. Și atunci, poate că era expus, poate mai lua un cartonaș galben și nu juca în meciul cu Belarus. Una la mână. Doi la mână. Tot grupul de jucători, special că nu mă refer la noi, că
au avut de făcut o deplasare foarte dificilă. Și atunci, dacă poți să economisești energie, de ce să nu o faci? Mai ales cu jucătorii de bază. Pentru că Răzvan Marin este un jucător de bază. Eu cred că după ce a ieșit de pe teren, la 5 minute după ce s-a calmat și a dat seama, a realizat de ce s-au întâmplat lucrurile acelea și mie mi se pare că... A ieșit mai puțin de comentat pe marginea explicațiilor lui Edi. Chiar și în lipsa lor, mi se pare că e de responsabilitatea unui antrenor să decidă cum crede de cuvință tactica. Păi, am vrut să-l schimb pe Răzvan Marin. Evident că am avut niște motive. L-am schimbat. Da. Aici de comentat ce a făcut Răzvan Marin. În niciun caz care au fost argumentele lui Edi, de ce l-a schimbat și așa mai departe. Băi, tu ai văzut toată derularea, să zicem, fazei după ce a ieșit? Eu ți-am explicat cum a fost. Nu, ca idee. Moment... Că... Nu, ulterior nu știu ce s-a mai întâmplat. Gestul, adică pornirea, trebuie să o înțelegi, lui Răzvan. Era unul dintre jucătorii, hai să zicem, veterani ai lotului cu selecții mai multe, după Nicușor Stanciu, cred că el era. El, da. Următorul, adică e de înțeles. Eu de-aia spun că nu știu ce s-a întâmplat exact, că, bă, poate nu ești de acord în privința modului în care s-a comportat acolo, dar pornirea nu o poți acuza. Da, o mască. Eu, neutru așa, stai și te întreb. Bă, dacă l-ai scos pe Răzvan Marin, băgă-mă pe copilul ăla, pe Luis Munteanu, că era o echipă rămasă în 10 aici... și bagi... Ce bagi tot un închizător sau ce băluță și cine? Tu te referi la alegerile selecționerului. Exact. Nu știu, stau să mă întreb. Okay, poate era o idee ceva mai inspirată. Deci tu nu zic că era... Nu ți se pare nimic în regulă la Răzvan Marin? Sau nimic în regulă? Nu știu cum s-a comportat, dar lungul întregii faze. Nu știu, eu fiind jurat pe ăia, nu-l fi dat mâna cu ei, habar, nu, exagerez. Dar așa ca pornire, poți să-l înțelegi. Ok. Hai să vedem ce au spus cei doi, pentru că astăzi au fost la conferința de presă, au fost întrebați despre acest eveniment, ca să nu-i spun incident, să vedem ce au spus. Prima dată Răzvan Marin, apoi Edi Ornescu. Răzvan, tu ai încredere în selecționerul Iordănescu? Ai adus-o un plic, poate? Păi nu, pentru că te întreb, pentru că poate ne poți explica atunci ce s-a întâmplat la momentul schimbării. Când erai nemulțumit, când n-ai acceptat nici îmbrățișarea pe care ai avut-o cu ceilalți jucători. Adică asta e o dovadă că n-ai încredere în deciziile antrenorului. Nu, acum vorbiți prostii și nu sunt de acord cu asta. Pentru că eu când am ieșit, într-adevăr, eram supărat, dar eram supărat doar pentru că voiam să stau în teren să-mi ajute echipa până la final. Dar în rest am salutat pe toată lumea, am dat mâna cu toată lumea. Nu... Puteți să începeți pentru mine cu întrebarea dacă l-am scos în teren, dacă înseamnă că n-am încredere în el? Să dau și un răspuns, că e în oglindă. Hai să vedem și lucrurile pozitive. Hai să încercăm să ajutăm un pic echipa. Când e de criticat, e de criticat. Dar dacă stăm să despicăm în patul fiecare gest la fiecare jucător, când sunt lucruri uzuale care se întâmplă la cel mai înalt nivel, nu pot tot eu să le frâng aripile și să, nu știu, înnec niște gesturi până la urmă care nu ies din sfera bunului simț. Și a dorit ca să fie în continuare în teren și a dorit ca să-și ajute echipa. Mintea limpede și cea cu responsabilitate era pe margine, avea un cartonaș galben, era 2-0, cu omul în plus, peste două zile și jumătate, un nou meci, când e posibil ca să apelăm din nou la Răzvan Marin și să intre cu cel puțin aceeași energie. Problema e în felul următor, din punctul meu de vedere, că Răzvan Marin nu este... la prima abatere, dar considerăm gestul ăsta o abatere sau o mică abatere. Când eu nici mai aminte ce s-a întâmplat în mandatul lui Rădoi. Când după un meci, nu mai știu exact acum ce meci. Și el și Ianis, da, au Răzvan ciferat. Marin vine la flash interview extrem de iritat și la un moment dat spune, abia aștept să ajung la echipa mea de club, unde pot să joc postul meu preferat, ceva de genul ăsta, ți-aduce aminte. Că și atunci s-a creat un... a fost întrebat apoi Rădoi și așa mai departe. Adică nu e la prima abatere de genul ăsta. Ți se pare că e un tip din ăsta greu de strunit, Răzvan Marin, că poate, da, îl cunoști mai bine, a interacționat cu el, că, repet, e a doua oară, cu alt tip de frustrare, exprimată cumva în public, atunci la declarații, acum prin gesturi, dar care sunt împotriva doi antrenori, că și acolo tot spre selecționeri erau săgețile. Ți se pare că e un tip din ăsta extrem de greu de strunit, așa? Sincer? Nu. Nu mi se pare, adică... Na, acum, eu l-am cunoscut de mult timp, a debutat sub mandatul lui Christoph Daum, da.
în Armenia atunci. La o vârstă foarte fragedă, nimeni n-avea încredere în el în momentul ăla. Țin minte tot felul de discuții pe care le-am avut înainte de moment. Eu am avut încredere mare, chiar dacă era foarte tânăr. Și momentul când selecționerul a anunțat primul 11 și l-am văzut acolo, țin minte chiar că am intrat aici, în direct, că eram în Armenia, și m-a întrebat... cred că, nu mai țin minte cine era, cred că era Silviu Tudor Samuilă și m-a întrebat dacă, și domnule, eu, din punctul meu de vedere, da, și mă bucur că debutează la Ostefal. Și a debutat, a dat și gol. Da. Îi știu parcursul în continuare. Probabil că devenind jucătorul care evoluează în cel mai înalt loc ca performanță din actuala generație, probabil că simte că ar putea să joace mai mult sau ceva de genul ăsta. Dar nu mi se pare a fi un tip de gen conflict care să nu poată să fie strunit sub nicio formă. Cred e un semn de întrebare că apare, să spunem, într-un interval destul de scurt, că aia nu știu când a fost, acum un an și jumătate, ceva de genul ăsta, tot cu el în prim plan, pentru că ți-aduce aminte episodul ăla și cu Rădoi. Da, mi-aduc, dar nici episodul ăsta, că nu mi s-a părut. Eu am văzut gestul de pe teren din momentul în care a ieșit, dar nu a fost ceva, cum să spun, ieșit din comun. Ostentativ, sau... adică nu a fost, dar pur și simplu, ți-am zis, eu așa l-am asemuit, doamne, stai că mai lasă-mă și pe mine să mai joc 10 minute, știi, ceva asta. De genul. Următoarea întrebare, crezi că dacă, asta e evident pe ce credeți, dacă în locul lui Răzvan Marin era șut, și proceda exact la fel, mă îndoiesc că proceda, dar zic așa, și proceda exact la fel. Exista aceeași toleranță din partea da, sa? Da. Zici că da? Da, cu siguranță, pentru că n-a fost ceva ostentativ, n-a fost ceva ieșit din comun. Pentru eu spun, așa cum l-am văzut pe Edi, mai ales în ultima perioadă de timp, eu spun că jucătorii trebuie să se ferească, să aibă cumva vreo reacție. Nu, asta nu e o reacție. O reacție de genul ăsta, pentru că vor avea de suferit. Okay. Pentru că el acum joacă cartea, pur și simplu. Adică el, dacă nu califică echipa națională a României, pleacă. Și nu mai e dispus să concesii. Nu mai e dispus să facă nimic. Este pe cont propriu în momentul ăsta. Mm-hmm. Până acum a înțeles anumit jucători, a încercat să-i facă să înțeleagă că la echipa națională trebuie să vii cu alt spirit, cu altă dorință, cu altă atitudine, cu altceva. Să arăți că vrei. Momentul în care apar situații în care unii dintre jucători nu arată ceea ce vrea Edi Ordănescu să privească, îți spun că vei vedea consecințe. Aici e vorba și de numele implicat. Că eu, după ce a făcut tantamul ăsta, nu exagerat, oarecum decent ăsta cu datul militariei jos din pod, cu nu mai accept nici ciorap fără ciorap, în papuc și așa mai departe, ăsta ar fi fost statuul lui, demonstra să-i fost vorba despre altcineva, băi, gata. Deci nu se mai acceptă nici să mai strâmbe ăla de nas sau să mai mârie. Cred că ar fi fost un punct în favoarea sa ca PR. Nu știu dacă neapărat l-ar fi ajutat în desfășurarea ostilităților. Nici nu l-a acuz că n-a făcut-o cu Răzvan. Poate cum are... eu a opinat și Andrei, nici eu n-am văzut. Se vedea clar că băiatul e nemulțumit, că l-a schimbat. Aia e. Dar nu știu dacă a fost... S-a și spus și el, adică nu doar că se vedea. Păi născut, da. Deci nu cred că a exagerat neapărat să-i fi întins ăsta mâna Edi și ăsta să-i fi întors spate, să zic că nu dau mâna cu tine sau ceva de genul. Dar, repet, poate dacă ar fi vrut să pluseze așa ca imagine... Bă, ar fi, bă, am anunțat, gata, nu se mai acceptă absolut nimic. Ca să dai și un exemplu, spune. Exact. Da, ales că tot fost, am anunțat. Da, poate că era o chestie probabil exagerat, că ar fi da. Fost, de aia spun, dacă nu era vorba de Răzvan, despre Răzvan Marin, probabil că ar fi făcut-o, să zic. A mai existat dar nu e, cred că, nenorocirea de pământ. A mai existat la un moment dat un eveniment, tot de genul ăsta, de același profil, cu Ianis Hagi, cu declarația aia după meciul, când inclusiv Giga Hagi a zis atunci că Ianis avea ce să caute, să spune, după meciul cu Norvegia, când am pierdut 4-0, dacă ți-au ce aminte. Da, când era Mirea Rădoi. Da. De-a zis el, eu ce să fac, că mi ajunge mingea o dată la 20 sau nu știu, da, mai, da, ceva da, de da. Genul ăsta. Și știu că a fost o reacție foarte
promptă a lui Rădoi atunci, ori la conferință, ori la câteva zile după. Și a zis, pe ca să ai mingea, mai trebuie să și alergi după ea. Parcă așa a fost schimbul ăla de regulă, dacă mi-a aminte. Ei par acum, aducând aminte și de episodul ăsta cu Rădoi ulterior, ei par așa doi capi ai micului grup de răzvrătiți, Ianis și Răzvan Marin. Adică s-a mai auzit despre niște mârâieli, hai să le numim așa, să nu ajungem prea departe. Deci ei sunt doi dintre cei, hai să-i numim cu personalitate, nu neapărat. Bun, că tot vorbim opozanți. De subiectul disciplină la echipa națională și faptul că, practic, exact cum spunea Andrei, Edi Ordinescu nu mai e dispus la concesie. A vorbit astăzi în conferință despre Andrei Ivan și despre jucătorii care se încadrează în acest profil Andrei Ivan, mă rog, jucători de lăsători sau care au acte de indisciplină. Și atenție că discursul a fost extrem de strict, dur. Asta apropo și de ceea ce discutam aici, despre ceea ce încearcă să implementeze la echipa națională din perspectiva regulilor. Sunt poate niște talente care le-am lăsat pe afară. Iubesc talentul la anumiti jucători care nu sunt acum aici, dar le urăsc mentalitatea. Și mesajul meu public este că dacă la cluburi anumiti jucători au un anumit statut și cei de acolo își permit să alinte pe un jucător sau pe altul, eu nu am timp la echipa națională să fac asta. Nu-mi permit luxul în 4 zile să alint jucători pentru că nu mai am când să-i aduc cu picioarele pe pământ. Așa că cine vine cu toată puterea și cu mentalitate, vine. Cine nu, poate să fie talentat, poate să aibă valoare, riscăm să-l lăsăm pe afară. Apropo... Nu, e un mesaj pentru toată lumea, nu pentru Andrei Ivan. Andrei Ivan are foarte mult potențial și are ușile deschise la echipa națională. Are dreptate. Da, nu că sunt de acord aici. Corect, așa e. N-ai ce să-i comentezi. Numai că la un moment dat, bine, nu e cazul lui Ivan. În general, din păcate, nu prea mai avem genul ăsta. Cum făcea și Pițurcă, da, Pițurcă era un timp extrem de intransigent, dur. Mai închidea și el ochii la Mutu. Dar nu mai avem un astfel de jucător căruia să-i spui, o să faci, sau hai că închidem ochii, că ești prea bun și ne tragi în sus pe toți. Din păcate, nu mai avem. Că nu poți să faci asta la Ivan. Adică nu... Închidem ochii la Ivan, că ce? Bine, și mă, s-a făcut un caz cu asta cu Ivan, de parcă lipsea nu știu cine de la echipa națională. Ce, ne salva Ivan? Păi asta e drama. Păi asta e drama. Că înainte se, știi cu cine se făcea, nici măcar nu se făceau cazuri. Pe ce să mai zic că Craioveanu nu prea are selecții, nu la echipa națională. Cernat săracul, de curând s-a plâns că nu-l chema când era Timofte. La Dinamo Kiev. Timofte juca semifinală de Cupa Campionilor cu Porto. Dar Gică Craioveanu, ce naiba. De asta și lista e lungă, adică oamenii e chiar puteau să zică, bă, dar totuși... Aveau argumente, da. Pe vremuri, Oblemenco. Oblemenco? Oblemenco săracu nici n-a dat cu nasul pe la echipa națională. Bine, n-am trebuit mai înțeleg că totuși acolo trebuie să fie o explicație dincolo de ce se întâmpla... Atunci, păi erau mult prea mult, păi la Rapid n-a avut loc de Ion Ionescu Dumitriu II, n-avea cum să joace. Eu repet, nu știu, Oblemenco... De ce spune? Pe formă, pe talent, pe ce arăta nu avea în echipa națională? În momentul ăla nu, pentru că erau alți atacanți, erau puține meciuri. Nu erau ca acum. Nu te calificai la turnee finale. Erau două schimbări, dacă erau, că la un moment nici alea nu erau așa. Și erau... Îți dai seama, practic jucau 13 jucători mari și lați. Grupul era de 15-16. 4-5 meciuri pe an. Ale echipei naționale, maxim 4-5 meciuri pe an. Păi avem jucători legendari în România care au 20 de meciuri la echipa națională. Joacă sub Bogdan Mitre și sub asta erau vremurile. Și, atunci și dacă nimereai o concurență de asta... Repet, la Rapid erau Ion Ionescu Dumitriu II, la echipa națională erau Dobrin Dumitrache. Îți mai venea un Domide, îți mai venea un Sandu Neagu, unde îți mai venea și tu? Florica Voinea sau da, nu știu, în perioada aia. Și acum e concurență. Da. Concurența așa, știi, că aici e baza și noi suntem aici. Din păcate. Asta e. De-aia și suntem atât de jos. Păi ce, atunci la momentul ăla erau 300 de fotbaliști care ar fi jucat astăzi și nu peste ei. Puteți să ascultăm pe Șumudică, pentru că a făcut niște declarații așa, în stilul Șumudică. Vreau să-i întreb, Andrei, cum gestionează federația, vreau să zic, relația cu suporterii. De fapt, ceea ce poate risca din cauza unor suporteri, pentru că și acum la meciul ăsta din Andorra au fost torți aruncate, chiar și scandări. Nu știu cum s-a auzit acolo în stadionul, unele la televizor sigur le-am auzit, eu acum nu-mi dau seama că și observatorul le-a așa. Dacă aveți informații că se deschide o procedură disciplinară pentru ce s-a întâmplat în Andorra, ce riscă România? Pentru că mâine, ok, jucăm cu spectatori. Următorul meci acasă, în aceste preliminarii, e cu Israel.
Iar după Israel e cu Kosovo. Deci, practic, cele mai importante meciuri. De asta e important. Păi, nu s-au aruncat în teren. Nu. Adică n-am văzut. Adică au fost aprinse torțe, da. Dar nu s-au aruncat în suprafața de joc. Și asta, măcar atât, este, e bine. Grupul acesta de suporteri a obișnuit, cel puțin de când sunt eu la Federație, în 2014, să facă numai și numai lucrurile acestea. Nu știu de ce le fac, nu știu ce interese au, nu știu ce urmăresc cu, cu chestiunile astea. Au dat o tânără speranță politicii românești, ce n-ai da. Probabil că au o agendă proprie, probabil, dacă nu s-au încercat pe diverse căi să se înțeleagă de ce se întâmplă lucrurile astea, ce-i mână în luptă, să zicem așa. Până la urmă, Federația își asumă amenziile. Problema este de joc fără spectatori. Dacă se va ajunge vreodată la joc fără spectatori. Dacă insistă așa să facă ceea ce fac, înseamnă că ei asta își doresc. Ca România să joace meciurile pe teren propriu fără spectatori. Pentru că s-ar putea la un moment dat, dacă ei continuă și Federația de Fotbal România este considerată din cauza lor recidivistă, să se ajungă la situația jocurilor fără spectatori. Dacă ei asta își doresc, nu poți să faci nimic. Am mai spus încă o dată, o federație nu poate rezolva această problemă. Această problemă o poate rezolva doar statul român, dacă își dorește să o rezolve. Ceea ce mi-a plăcut mie în Andorra și este, cred că, prima oară când am văzut așa ceva, că tot stadionul, erau 2000 de români acolo, poate 1500 să zic fără ei, au început să huiduie și să strige rușine să vă fie. Adică românii și-au dat seama într-un sfârșit cu ce ocupații sau cu ce gând au venit băieții acolo și de ce nu pot înțelege că pot susține echipa națională fără să jignească pe altcineva sau fără să... Pentru meciul de mâine există, nu știu, măsuri suplimentare, habar n-am, ceva ce poate să facă federația, că aici te înțeleg și îi înțeleg și pe cei de la federație, că nu prea poți să faci multe lucruri. De interzis, adică să le interzici accesul în stadion, n-ai cum. Acum își cumpără bilete, ca și cum mă duc eu și iau bilet și intru, n-ai cum. Dar, nu știu, măsuri, control mai în detaliu, sau habar n-am, adică pentru că, repet, riscurile sunt foarte mari în perspectivă, nu pentru meciul de mâine. Că meciul de mâine, mă rog, e și la îndemână și... Da, e de vreo... Dinainte de pandemie, la meciurile de acasă se face un, deci un sistem ăsta de securitate la cote mari. Uh-huh. Pentru că, indiferent că joci cu Andorra sau așa, știi că vin cu gândul ăsta. Dar controlul nu-l face federația la poartă. Adică federația angajează o firmă, da. Firma respectivă depinde ce capacitate are, de regulă are capacitate în ultima perioadă de timp, dar ce scot pe gură, aia nu poți să controlezi. Înțeleg că s-au vândut multe bilete, imediat, Cristi, s-au vândut, văzusem... Spre 25.000 da, de bilete, cam așa. 25.000 de bilete. Da. Asta arată, totuși, potențialul ăsta formidabil în România, al fotbalului de a atrage oameni. Adică mă gândesc dacă am avea rezultate la națională, pe la echipele de club, că totuși am avea un fenomen realmente social, adică care ar atrage multă lume. Nu știu, Grecia, Turcia, că suntem și din zona asta. Cam așa ar fi, cred că și în România. Probabil, dar eu vreau să, cu toată prietenia și prețuirea pentru Andrei, aș recomanda, repet, prietenii, să-și ia gândul de la statul român. Ca principal factor care ar putea eradica. În momentul în care exponentul, singurul de fapt, al României educate, îți consideră celebra plăcuță suedeză, drept opinie politică, și când filozofi mari ai societății, încercau să explice care-i rolul acelei înjurături scabroase, ce speranțe să tragi? Când politicienii îți folosesc galeriile în nașterea de conflicte de stradă și manifestații. Noi mai tragem vreo speranță să îndrepte cineva? A, așa ca român normal zici, bă, totuși ăla trebuie. Noi ne-am civilizat cu greu așa după Revoluție. Sau mă rog, am făcut pași. Noi ne abrutizăm din ce în ce mai tare. Eu cred că le-am făcut înainte. Ajutați, forțați de Uniunea Europeană. Cred că se vor rezolva și astea până la urmă. Da, dar cred că nu mai prindem noi.
asta e, nu mai prinde. Da, să sperăm, dacă... Nu pot să cred că mergem la infinit în și rămânem singura țară în care trebui. Aruncăm cu torți, aruncăm cu dălea în cap spectatorilor și strigăm. Ăsta e nivelul de educație. Eu n-am văzut la meciul de Premier League o torță, dar o torță și din întâmplare, așa, una. Și știi ce însemna fotbalul englez? Pe mine, îți jur, Andrei, că am fost la Euro 96 atunci și că am văzut prima dată stadioane fără garduri, cum erau la noi, că deja ei scoseseră gardurile, începuseră să se liniștească trebuie și după nenorocirea aia de la Sheffield sau unde a fost și Heysel, Heysel-ul, dar apoi m-au mai fost la Sheffield. Ei au scos gardurile și m-au și eu înainte de un meci atunci la turneul final. Au scos gardurile după ce au schimbat regile și după ce au schimbat legile, i-au băgat acolo unde e locul pe cei care au produs moarte de om. E, nu, dar asta dar ideea să stai pe primul, să stai pe primul, statului, păi aia cumva, noi nu știu când vom ajunge la nivelul ăla. La un moment dat vom ajunge. Păi da, să sperăm că vom ajunge. Bine, dar nu vreau să mă gândesc că să trecem și noi prin ce au trecut englezii ca să ajungem, că de regulă așa se întâmplă. Așa e, bine, au mai fost și la noi, dar nu la, la nivelul ăla. Ei măsuri. Bine, dar noi apropo... am avut, scuză-mă Andrei, eu am prins rapid Poli Iași în Cupa României, dar atunci se construia tribuna aia, se prelungea la Giulești și a căzut tribuna aia cu oameni. Ce? 77, 78, până, da. Dar rămas chel la aia, au murit oameni. Da, bine, nu era de barbarie. Și s-a închis Giuleșul atunci, și s-a trecut pe Republicii. O perioadă, da. E, un pic mai încolo, au mai jucat până în 80 cu Viitorul Scornicești și pe urmă până în 84 când au revenit, au jucat mai pe Republicii. Da. Ai mai vrut să spui ceva? Da, vreau să, apropo de suporteri, că asta iarăși e o bucurie, pentru că pe unde te duci în Europa, fiind atât de mulți români, diaspora noastră fiind atât de mare, găsești oameni care vor să vadă echipa României și acceptă necondiționat. Că ai spune, domne, sunt suporte de rezultat. Păi nu sunt suporte de rezultat, că Naționala României n-a avut rezultate. De numai că ei le dor pur și simplu să vină, să vadă. Și noi dacă am interacționat cu ei în străinătate și vedem lucrul ăsta. Deci potențialul ăsta este extraordinar. Chiar mă gândeam că dacă fotbalul românesc ar fi beneficiat în anii 80-90, chiar și până spre 2000, de suporterii, cu adevărat suporterii, eu vorbesc de fani de fotbal, de microbiști de fotbal care vin pe stadioane și de infrastructura existentă acum la noi în țară, adică stadioane de joc, câtă bucurie puteau produce toate cele trei elemente împreună. Da. Acum avem suporteri, avem infrastructură, avem unde să jucăm fotbal în România, nu mai trebuie să jucăm pe Mocirlă sau pe Nisip sau și așa mai departe. Și se, acum sperăm ca să se formeze această echipă care să bine, se califice. Bine, acum și noi, dacă e să fim foarte corești, să urmărim așa cât un ciclu, păi ungurii chiar au fotbal și s-au dus în cap vreo 30 de ani n-au mișcat. O perioadă lungă și au avut, nu ce-am avut noi. Găsim exemple. Păi aia, nu, dar uite, sunt lângă noi. Mai mult decât noi. Bulgaria a fost la nivelul nostru în anii 90? Da, dar au avut o scânteie. Au avut scânteie. Peste noi. Peste noi. Păi, okay, au avut momentul ăla. Sunt sub noi în momentul ăsta? Da. Păi asta zic. Deci se poate și mai rău. Păi că mai găsim și găsim aici. Da, da, bine. Noi. Ungurii chiar au fost mari. Știu, dar tu te întorci. Și s-au dus mult mai jos. Da, dar te întorci foarte mult în urmă. Păi nu, dar ce? Că ei acum au început să mai miște un pic și nu, când erau ei mari. Da, da, au avut momentul ăla și... Nu, dar zic că hău ăsta al lor a durat enorm de mult. Da. Asta sună pe Șumudiche, dar are un discurs foarte dur la adresa echipei naționale. A vorbit astăzi pe aeroport. Slab, din toate punctele de vedere. N-am văzut echipă mai slabă. Deci dacă joacă cu tunarul îi bate. Eu n-am văzut în viața mea o echipă mai slabă ca Andorra. N-am văzut. Nu, rar mi-a fost să da, probabil că joci așa în meciuri de pregătire cu italienii aia, cu burtoșii aia, de te duci și vin de la muncă și le dai câte 20 la 0 ca să-ți intri în mână. Cam așa se prea. Și n-am înțeles schimbările, practic n-am înțeles frica asta de rezultat în momentul în care ai 2-0 și sunt și în 10 oameni echipa adversă. 2-0 mi se pare un scor jenant. Din punctul meu de vedere, jucând cu Andorra, este un scor jenant. Și cu astfel de mentalitate și cum i-am văzut acum, eu vă spun că
locul 4 e al nostru, nu ni le anime. Păi dacă noi acum ne, vă dezbrăcați și voi, vă dau ghete la fiecare și astea și eu stau pe bancă, că nu mai pocam bagaj puțin așa și intrați, pe cuvântul meu de onoare, cred că le dăm 3 Andorei, nu le dăm 2. Deci cred că le dăm 3. Am încredere în voi, fiți atenți. Am încredere, ăsta e adevărul. Deci asta e ce am văzut. Cu Belarus, cu voi, cred că le dăm 2. Am văzut și Kosovo cu Israel, jucători de calitate, jucători de calitate și jucători care joacă la un nivel înalt. Cred că asta este diferența între jucătorii români și jucătorii din celelalte naționale care pleacă în străinătate. Vreau de momentul când ajungem acolo, cred că nu facem față din punct de vedere fizic, din punct de nu ne impunem în echipele respective. Aici trebuie să te naști lider, trebuie să fii șmecher în momentul când ai intrat pe teren să toată lumea să te respecte. În momentul în care nu te califici din grupa asta, nu că e rușinos, trebuie să îți pui legitimația și să dai foc numai, gata, nu, fără nicio glumă. În momentul în care nu te califici din grupa asta, este ca și cum, ți-am mai zis, ca și cum pierzi cu, da, cu Tunar, cu Sticla Rieșu, Turda, cu cine se întâmplă, nu? Asta, așa o văd eu, din punctul meu de vedere. Eu am spus-o tot timpul că nu-mi doresc să ajung selecționer, fiindcă nu mă văd să fac o muncă de birou cu hârtii, cu din astea. Eu sunt mai din asta, pe stradă, mai de teren, de astea, de, nu sunt... Mie îmi place să miros iarba zi de zi. Ar fi un eșec impardonabil și cred că ar trebui să plece toată lumea de la A la Z, de la A la Z. Inconfundabil și motiv. Bine, el se mai și contrazice, că zice la un moment dat că totuși a văzut Israel Kosovo și acolo jucători care joacă la un nivel mult peste al nostru, după care spune este inadmisibil să ne calificăm din grupa asta. Păi dacă ai peste noi, de ce e inadmisibil? Ok, pot să înțeleg că e abordabil și să avem speranțe. Dar din moment ce admitem Kosovo și Israel sunt peste noi ca jucători, înseamnă că logica totuși hârtiei, da, calculul hârtiei, pune între ele să meargă, nu noi, nu? Cam asta e ideea. Bine, eu cred că el are ce are cu Edi Ordănescu, așa cum îl văd, nu știu ce s-o fi întâmplat. Dar lumea că au lucrat, dar v-aș spui unde au lucrat. Da. Împreună. I-a fost secund, da, Edi. Da, acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. A venit Șumi, parcă a venit după Edi la CFR Cluj. Șumi a venit după Edi. Că după Șumi a venit Dan Petrescu. Da. Nu? Deci, eu știu ce o fi fost, ce, așa că declarația lui, na, e exagerată, asta e clar. Acum, na, o fi Andora nei ca nimeni și am spus și eu aici, dar totuși, și tu când erai la CFR și ai jucat cu Gibraltarul, înțeleg că te-a deranjat bariera de la aeroport, adică aveai niște probleme grele de tot cu Gibraltarul. Și ai bătut cu 2-1, nu cu 2-0. Da. Știi? Adică, de asta spun, nici el nu crede ce spune, probabil că are ceva cu Edi și vrea să îi transmită, să mărească presiunea și așa mai departe, deci cunoaștem tipul. Dar altfel e Sipaș, e motivator foarte bun, ai văzut? Deja parcă jurnaliștii ieșiseră la încălzire. Deja când se fremă de înglezne așa. Își cutura un pic așa. Exact. Da. Picioarele. Corect, dacă te face să crezi că ești bun, chiar dacă tu nu ești bun. Șumi are un foarte bun PR creat de el însuși. Adică el întotdeauna știu să-și creeze imaginea. Acum distractiv, el chiar și cu marea lui iubire, cu Rapid, el a luat vreo 2 pauze de la rapidism, așa. Adică a fost cu feciorul lui, că n-au vrut să-l ia, erau pe la Liga a 3-a, nu știu cum, și tot așa supărat, a zis că să nu mai audă de Rapid, după care a revenit la sentimente mai trebuie bune. Trebuie să ne oprim. Da, e haios, da. Dincolo de exagerările lui, e un tip totuși carismatic. Mulțumesc mult, Cristi Costache, mulțumesc de asemenea, Andrei Bochin.